Oamenii trăiesc în sărăcie. Este adevărat. Ei sunt săraci pentru că nu avem guvernare pe care o avem. Dar e un cerc vicios aici. E un cerc vicios. E nevoie de altă guvernare care va realiza reforme. Chiar dacă ar apare și e o problemă cu alternativa politică, acum am discutat-o, dar chiar dacă ar exista, știu, o alternativă sau câteva partide alternative, e o problemă mare de manipulare. Și pe de o parte oamenii sunt săraci și e mai ușor să-i manipulezi, pe de altă parte oamenii nu o să ajungă să fie bogați atâta timp cât vor fi manipulați, bogați, să aibă standarde decente de viață. Deci trebuie să lucrăm pe dimensiunile astea. Nu putem să facem abstracție de o parte mare a societății care este în această situație. Nu o să putem să construim o societate care nu reflectă, știu, viziunile și așteptările lor. Deci trebuie să avem această masă critică de oameni din clasa medie, cum îi spunem noi, care să fie și financiar mai îndestulați, dar care să poată și să întrezărească între manipulare, să înțeleagă între manipulare și lucruri adevărate. Pentru că dacă mă întrebați pe mine acum despre politici, eu nu o să vă promit lucrurile pe care le promit ceilalți. Așa cum am venit în educație și am supărat multă lume, așa probabil că la început aș supăra multă lume și în alte sectoare, pentru că lucrurile care trebuie făcute nu sunt ușoare, inclusiv pentru populație. Eu înțeleg că